Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își fusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde ți va trebui să mi se aducă jertfă. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcuștelor să mănânce sar, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat în numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie. Și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Urmează o rugăciune pentru dedicarea acestui locaș de închinare. Și când eu voi spune amin, biserica va spune și ea. Și cu toții vom spune amin. Spre slava lui Dumnezeu Tatăl, care ne-a chemat prin harul Său, a Fiului care ne-a iubit, dându-se pe Sine pentru noi, și a Duhului Sfânt care ne luminează și ne întărește. O Doamne, dedicăm casa aceasta. Amin. Amin. Pentru închinare înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune și laudă, pentru predicarea Evangheliei răscumpărătoare și pentru împlinirea botezului și cinei Domnului, o Doamne, dedicăm casa aceasta. Amin. Amin. Pentru întărirea celor ispitiți, mângâierea celor întristați, pentru luminarea celor ce caută calea Domnului, Doamne, dedicăm această casă. Amin. Amin. Pentru sfințirea vieții de familie, pentru învățarea și călăuzirea tinerilor, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, Doamne, dedicăm această casă. Amin. Amin. Pentru mântuirea păcătoșilor, pentru promovarea neprihănirii, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu până la marginile pământului, o Doamne, dedicăm această casă. Amin. Amin. În unitatea credinței și legătură frățească, în dragoste și bună învoire pentru toți și în nădejdea vieții veșnice cu Iisus Hristos, o Doamne, dedicăm această casă. Amin. Amin. Ca mădulare ale trupului lui Hristos, noi plini de mulțumire pentru moștenirea noastră, cunoscându-ne responsabilitatea ce o avem ca și urmașa lui Dumnezeu, în aceste momente solemne, ne dedicăm pe noi înșine pentru închinare și slujire Dumnezeului nostru care ne-a iubit, Fiului Său care ne-a răscumpărat și Duhului Său cel Sfânt care ne controlează. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați și în timpul acesta fanfară mai laudă de Domnul cu o cântare, după care vom încheia programul cântat salul Dumnezeu. Thank you.
Doamne Dumnezeu nostru, ne închinăm în fața Ta și îți mulțumim pentru că ai fost cu noi dimineața aceasta în locul acesta. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai binecuvântat cu atâta bogăție de cuvânt, cu cântări frumoase, cu mesaje frumoase, pătrunzătoare. Doamne, Te rugăm ca să nu lași ca inima noastră să rămână nesimțitoare. Te rugăm ca să ne sensibilizezi inimile. Amin. Și Te rugăm ca să dai putere cuvântului Tău în viețile noastre. Primește mulțumirea noastră, Părinte, pentru că i-ai ajutat pe frații noștri să ducă la bun sfârșit lucrarea aceasta. Amin. Mulțumim pentru tot aceea care i-au ajutat. Amin. Mulțumim și pentru cei din Statele Unite. Mulțumim. Și acum când din nou America este în lacrimi după copiilor, după atâția adulți, profesor, te referit în tragedia aceea. Doamne, Te rugăm ca să-i cercetezi din nou. Atâtea tragedii câte se întâmplă în zilele noastre. O, Doamne, când vin, am vrea ca omul să fie pregătit. Am vrea ca fiecare suflet să fie pregătit și niciunul să nu piară. Și cu toții să vină la mântuire și cu toții să poată să meargă în împărăția veșnică. Doamne, Te rugăm în dimineața aceasta să te înduri de un suflet care a fost aici, poate a fost împietrit, poate a fost nepăsător. Prin dragostea aceea irezistibilă a Ta, cu care îi atragi pe oameni, Te rugăm ca să-L atragi și pe sufletul acesta. Amin. Te rugăm ca să-L adaugi la numărul celor mântuiți. Amin. Te rugăm în locul acesta ca să mântuiești oameni. Amin. Ascultă rugăciune care ți-au fost făcute. Binecuvintează-te, fratele păstor, în lucrarea pe care are de făcut. Binecuvintează toți slujitorii. Binecuvintează toate bisericile, din toată comunitatea, din toată țara, din toată lumea. Doamne, când plecăm din locul acesta, Te rugăm ca să ne însoțești. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi toți.